Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la emisiunea Ego Life, care este, știți foarte bine, este pentru voi. Încercăm să alegem subiectele cu grijă, astfel încât să avem ce învăța de fiecare dată de la invitații noștri. Și pentru că părul, podoaba capilară este foarte importantă, mai ales pentru noi femeile, dar și pentru bărbați, ne-am gândit să abordăm acest subiect și anume... Atunci când ne cade părul sau când avem o afecțiune generată de podoaba capilară, ce facem ca să o tratăm? Care sunt cauzele, care sunt efectele, dar bineînțeles care sunt și soluțiile. Se spune despre păr că de obicei cam 100 de fire de păr ne cad zilnic. Știu, e șocant, dar totuși așa se regenerează el. Dar despre asta și inclusiv despre o poveste traumatizantă care a stat în spatele căderii părului, i-am invitat în această seară pe Luminița Nicolescu, zisă și profa, da? Pentru că o știți, este o tipă extraordinară, uitați-vă cum arată. Ea este profesor de fitness, trainer pentru Valentina Pelinela, Dina Buzatu, Andreea Raicu și nu numai. Și este vorba și despre Ensar Duman, care este, mă uit acum ca să zic funcțiile toate, da? Este consilier medical, directorul clinicii Duman și reprezintă 14 spitale mari din Turcia. Vă dați seama că dânsul știe foarte multe despre căderea părului, tocmai de aceea îl avem în această variantă naturală fără păr. Glumesc. Glumesc, am vrut să dau totuși o notă așa pozitivă pe acest subiect, pentru că este un subiect care ne doare pe toți. Cu toții avem probleme cu părul și aș vrea să știu de ce în ultima perioadă acest fenomen a luat amploare, atât la bărbați cât și la femei. Hai să spun care eu. Vreți să vorbiți? Hai să vorbim împreună. Așa. Odată, stilul nostru de viață, poluarea, așa, părul menține foarte multe din substanțele nocive care sunt în atmosferă. Odată. Okay. Șampoanele, care distrug pH-ul natural al pielii. Bun. Firul, porii se deschid, firul scapă, la revedere. Sistemul de alimentație. Foarte multă lume mănâncă acum alimentație junk food, vedem tot fel de reclame așa, care nu mai este alimentația naturală și nu mai intră în corpul nostru substanțele hrănitoare care hrănesc tot organismul, inclusiv podoaba capilară. Da. Și apoi șocuri. Eu, de exemplu, n-am fost foarte un păr foarte bogat, dar nu sunt foarte păroasă, n-am păr pe picioare, n-am pe mâini. Okay. Dar mi s-a întâmplat o nenorocire, în urma căreia brusc mi-a căzut părul, dar știi cum, așa, șuvițe. M-a speriat foarte tare. Cred. Soțul meu a murit subit dintr-un stop cardiac. Eu m-am șocat foarte tare. N-am acceptat. Mi-a fost foarte greu să înțeleg ce s-a întâmplat. Și ăsta a fost factorul declanșator al căderii părului. Deci părul se poate să aibă de suferit și în urma unui șoc. Unii albesc brusc la o sperietură foarte mare. Alții, uite cum am pățit eu. În disperarea mea, eu am sală de fitness, lucrez cu foarte multă lume. Adina mi este prietenă foarte bună, Adina Buzatu, da? Și am zis: Adinuța, sunt disperată, uite ce am pățit. Stai așa, nu dispera. Că spun eu, uite, eu am dus-o pe Sara, pe fetița mea, am încredere și mi-a povestit despre clinica Ensar Duman. Eu sunt sceptică. Eu nu cred în vrăjeli, în reclame, nici nu mă uit, mă enervez când le văd. Ok. Disperare, zic, bă, trebuie să fac ceva, nu aveam încotro. Dar până atunci, ce ai încercat să faci? Până atunci, ce am încercat să fac? Am găsit pe internet un produs care îl dai și crește. Am dat nimic. Și tot cădea. Zic, păi, nu e în regulă. Am încercat să mă spăl natural, cu niște chestii mai naturale, nu cu șampoane care sunt usucă excesiv, scalpul și așa. Deci ai încercat produsele naturiste. Am încercat și nu mi-a ieșit. Îmi cer scuze. În primul rând, aș vrea să spun câteva lucruri legate de aceasta. Nu poți să spui o persoană să iei anumite lucruri de la internet. Exact. Folosești, da, că e bun. Iertați-mă. Da. Dar în disperare, știi cum? Dar multă lume face așa. În disperare. Multă lume intră pe Google, search. Ia să vedem, cădere păr, cădere păr, cădere păr. Și am crezut și lucruri bune și lucruri rele. Noi aveam în spate, o grămadă de medici, experiențe, plus în clinică, dermatolog. Când vine o persoană, noi trebuie să facem niște analize, să știm cauza. După analizele aceasta începem.
Doctorul recomandă, este bine să folosesc anumite lucruri. Uh-huh. Așa, toată lumea văd, pune în Facebook, în o grămadă de forumuri. Am început să iau forcabil, am început să iau nu știu ce soluții. Ok. Exact. Asta nu este un tratament care zici că, da, sigur. Nu e un tratament general. Asta e unul. Al doilea. Unora le e bine, altora poate nu le uite. Am început emisiunea cu întrebare de ce cade ultima vreme părul. Exact. Să știți că există și înainte. Dar dinainte nu exista tratament. Ah, da. Tehnologia a avansat, lumea a început, se află. Perioada aceasta, acum 30 de ani, nu prea exista internet ca să cauți ce e tratament, poți să faci publicitate așa de ușor, se știe, se află toată lumea. Implant de păr, la fel. Înainte, acum 20 de ani, 25 de ani, când auzeam, au făcut cineva un implant de păr, wow, a făcut cineva implant de păr. Era niște lucruri lux și nu prea știa lumea. Dar la ora actuală, înainte auzeam o grămadă boală, dar noi nu știam ce înseamnă cancer înainte. Lumea, adică pierdem, dar cauza nu știam. Adevărul deja... e că, într-adevăr, medicina a avansat foarte mult și avem acum o grămadă de tratamente pe care putem să le facem. Și chiar am avut în emisiunile anterioare invitați cu care am vorbit și despre, eu știu, tratamentele anti-aging, ca să ne păstrăm frumusețea, tinerețea, să înaintăm odată cu vârsta frumos, adică să, timpul își lasă amprenta pe fața noastră, pe corpul nostru. Tocmai de aceea, într-o emisiune chiar vorbeam despre Jane Fonda, pe care eu admir foarte mult și care acum e într-o campanie numită Mover. Adică sunt un om care se mișcă, da? Exact, deci la orice vârstă noi trebuie să ne mișcăm, pentru că mișcarea face bine. Mișcarea și iată un regim de viață sănătos până la urmă, este echilibrat. Este o doamnă, este un exemplu pentru ceea ce este. Hai să vă zic cum am făcut eu. Deci mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Am avut fetele de la mine de la sală care mi-au dovedit extraordinar că sunt adevărate prietene. M-au ajutat extraordinar. Cred că și asta e important, să ai prieteni. Acel moment. Da. Am ajuns la domnul Nesar. Eu nu am arătat că sunt de nefericită, nu trebuia dânsul să vadă lucrul ăsta. Dar m-a primit la dumnealui în birou. Mi-a vorbit frumos. Am avut așa o empatie, un schimb de energie. Am povestit despre toate. Și într-un final a venit cu un aparat și s-a văzut pe ecran firul de păr, ce se întâmplă acolo, ce tratament să... Adică nu am venit așa, uite cum am luat-o de pe internet și n-am avut niciun rezultat. Normal. A văzut unde este buba, ce se întâmplă, mi-a recomandat ce am de făcut. Am urmat un tratament, cu un fel de mezoterapie a părului, cu niște injecții odată la două săptămâni, făcute de un medic dermatolog foarte bun. Și primul lucru pe care l-am observat din prima săptămână, s-a oprit căderea părului. Punct. Am înțeles. Deci prima etapă a fost, în cazul tău, această mezoterapie. Care... Dar cum era, însar, cum este această mezoterapie? Ce implică ea? Sunt anumite vitamine. Aha, am înțeles. Deci injecții cu vitamine. Decide doamna că doctor. Că mai e și chestia cu plasma. Asta ne-a povestit doamna doctor. Nu PRP-ul este plasma, este altceva. PRP-ul este altceva. Știu că se face și PRP. Este altceva. Te știți că și partea aceasta, și PRP. Lumea când aude de PRP, gata, am făcut PRP 5 ședințe, 10 ședințe, orice, și la o înghețată, sunt și 10 feluri, așa e și la PRP. Sticlele aceia care se vinde, care clinicii cumpără, sunt și calitate, sunt și mai ieftini. Corect. Oamenii se duce, plătește o grămadă de bani, nu vede rezultate. De aia și îi spun de aici, ca să știe, lumea când crede că PRP este unul, PRP. Nu. Sunt mai multe branduri, mai multe calitate. Oriunde se duce, și la mine, și la altă parte, trebuie să pună întrebare. Ce folosesc? Câte trombocite ajunge? Ce calitate este? Contează și lucrurile acestea. Uh-huh. Omul se duce, face 10 PRP, dă și o grămadă de bani și nu vede niciun rezultat. Foarte important lucrul acesta, trebuie să... De-aia am zis ca să știe lumea. Am înțeles. Deci, practic, putem să facem PRP, dar el se face când? Doar ca să întrețină părul sau chiar și pentru căderea părului? PRP-ul ajută pentru piele, curăță. Uh-huh. De cealaltă parte, ajută pentru, oprește cadere. Uh-huh. Grefturile ajută să se întărească mai bine. Sunt mai multe factori care ajută PRP-ul. Okay. Deci sunt pentru și îngrășare de rădăcinele. Cel mai important,
oprește și cădere. Dar, repet, trebuie calitate. Calitate. Pe aceasta. Ok. Noi, pacienții, depinde de doamna profesor, de exemplu, am început cu mezoterapie. Lângă mezoterapie, laser. Am început tratate cu laser. De asemenea, domnule Sar m-a plimbat, mi-a arătat clinica, mi-a arătat cum se face, cum este aparatul. Asta cred că e foarte important, pentru că ți-e frică. Mi-a fost exact, frică, da. Nu-i așa? Și zic, bă, ce e asta? Dar eram disperată, zic, bă, trebuie să fac ceva. Ok. Și bă, ce-o fi, o fi. În primul rând, odată la două săptămâni făceam aceste injecții. Doamna tot mi-a explicat substanțele, dar mie mi-a intrat pe aici, mai și pe partea asta. N-am avut încredere totală. Ok. Am văzut că nu mai încade părul și am zis, oh, bravo. Substanțele care presupun că fortificau rădăcina părului. Da, lipseau în corpul meu, practic din cauza bioritmului scăzut în urma nenorocirii pe care am întâmpinat-o. Deci în urma analizelor pe care le-ai făcut, pentru că tratamentul probabil a fost cu acea soluție, deci soluția cuprindea vitaminele de care tu exact, aveai nevoie. Exact, corpul meu lipsea în momentul acela. Bun. Uh-huh. Am început tratamentul cu laser de două ori pe săptămână, câte 20 de minute. Ce înainte de asta? Este un roller care, uite, era pe aici și a, uite, la aici, da. Wow, ce se întâmplă cu roller? Ăsta are foarte multe, un fel de acișoare foarte, foarte fine. Da. Pe rădăcină activează circulația sângelui și într-un fel parcă deschide și puțin porii ca să lasă să se intre substanțele nutritive pentru hrănirea firului de păr și a rădăcinii. După acest roller, stai deasupra laserului, da? 20 de minute. După aceasta, vine cu unul din spray-urile acestea, care nu o să le spun numele, dar chiar că dau rezultate. Se masează bine pielea capului. Dacă n-ar fi acest roller, nu ar intra suficient în derm aceasta și nu ar și stimula pori. Circulația. Și păi eu cunosc pori, acest da? Roller, există, adică el se folosește, nu acesta, dar în similar, există și pentru față. Da, da, asta are ace. Lucru, tot un fel de mezoterapie ace foarte pentru ten. La început m-a înțepat și acum m-am obișnuit. Ba chiar am devenit mazochistă. Okay. Dar vreau să spun că după două săptămâni deja a început să-mi crească păr, puf, pufuleț. Băi frate, eu la sală îmi prim părul, da? Da. Și mi-e așa, așa ca ariciu. Chiar voiam să întreb un lucru. Vreau să-l întreb pe Ensar. Apropo de ceea ce facem noi femeile, da? Deci noi cred că ne facem cu mâna noastră rău podoabei capilare, da? În primul rând, că ținem părul strâns în coadă. Adevărat. Și în coc. Nu-i așa? Doi, extensiile. Extensiile. Care se pune la 20-30 de fire. Primul lucru, m-a întrebat Ensar, a pus mâna pe părul meu și că tu ai extensii. Zic, nu, ăsta e părul meu, pus tragi de el. Adevărat. Adică, nu, eu nu cred în extensii din cauza asta. Deci se da, pun dar la... ce te faci când ai o meserie cum este a mea? Eu sunt la sală toată ziua. Da. Și nu pot să stau cu plete la sală. Transpir îngrozitor. Corect. Mi-intră părul în ochi. Deci, vă lăsăm, toată viața mea am prins părul. Am făcut inițial balet. Chiar acum câteva la balet zile. Trebuia părul strâns, dar știi cum? Da, știu, strâns cu elastic de la bine de tot. Da, groaznic, da, da. Făcută coadă împletită, răsucită și puse agrafe să nu-ți iască un fir de păr. Da. Deci când dădeam drumul, mă dura pielea capului. Păi, eu când văd undeva o persoană care văd că e strânsă, mă duc și îi spun, te rog frumos, lasă părul puțin. Dar ce puțin. Te faci dacă meseria ta deci, și în restaurant, am natură. Văzut o doamnă, da, știi cum simțea strânsă. Da. Strânsă. Dar știi de ce fac femeile asta? Și m-am dus și am zis, dar de ce atât strâns? Și ți-a răspuns? Se rupe. Ți-a răspuns? Răspuns a zis... Ce-a răspuns? Că m-a deranjat, dar nu știu la ce a zis. Nu. Zi-mi ca să știi? Vrei să știi? Vrei? Asta e! Asta nu e momentul în care, nu, uite-te nu. Puțin, deci sunt eu sunt așa, da? Exact. În momentul în care am strâns așa, se duce în sus. Deci sunt și pare mult mai tânără. Nu mi-a zis nu lucrul nu ți-a zis că nu are cum să recunoască. Dar las cu zic eu aici pe șleau. Deci multe femei fac chestia asta. Am învățat încă un lucru. Da, își strâng părul, unele îl strâng de tot așa aici, sau unele, de exemplu, cum îmi place mie să am păr, să arăt că într-adevăr am păr, îmi iau două șuvițe de aici de dedesubt, da, cele care sunt aici la baza urechii, unde de obicei și esteticianul, da, deci chirurgul plastician aici taie ca să ridice obrajul. Exact, și acele benzi de păr, eu le trag în sus, îmi fac aici o coadă, tapez părul deasupra și e voilà. Știi? Nu, dar este deci foarte adevărat că un atribut al feminității și al frumuseții este ceafa liberă și părul ridicat. Este o eleganță. Când ai și un rafinament. Gât de arătat, dar cu odată cu vârsta a face toată ziua asta și asta cu părul strâns în elastic și nu lași să respire, da.
Sigur că cu timpul sunt... Și mai sunt multe lucruri pe care noi femeile le facem. În primul rând, facem tot felul de experimente acasă, da? Deci aflăm că o prietenă își dă cu nu știu ce ulei de cocos, cu ulei de mușețel, cu ulei de argan, cu ulei de ce mai fi. Și nimeni nu le spune că aceste uleiuri, da, chiar dacă sunt naturale, nu sunt pentru toate tipurile de păr, adică trebuie să ai foarte mare grijă. Sau cumpărăm vopsea de pe tejghia de la supermarket și ne vopsim acasă, pentru că normal e mai ieftin. Dar toate lucrurile astea, toate cu timpul, duc la această cădere a părului sau deteriorarea părului. Dar eu cred că factorul... Să știți că sunt și persoanele multe care au distrus părul într-un coafor și a venit. Corect. Bacu ars, bacu a făcut rău. Ține foarte și noi... mult de calitate, ce spuneai tu, apropo de produse, tratamente, persoana... clinici, dar și hairstyliști. Exact. Nu, pentru că hairstyliștii, foarte mulți, nu au niciun fel de cultură medicală. Da? Ei știu că dau cu vopsea și atât. Da. Nu au cunoștințe de dermatologie. Că totuși, foarte multe cazuri am cunoscut persoane care au făcut dermatită, le-a căzut părul pentru că a făcut bube în cap de la coafor. Da, de vopseaua la agresivă și agresivă vopsea arde. Perhidrolul da, care arde. Se da. Amestecă perhidrolul cu și oricum și... părul vopsit blond este un păr mort. Este ars. Așa pentru e. Că decolorarea ce înseamnă? Ars părul. Tocmai de aceea tratamentele Doamnele... pentru părul blond sunt da. Și mai importante. Exact. Mască care hidratează cu și trebuie să introduci keratină, o grămadă de proteină. Da. Mai mult la doamnele blonde văd că se rupe părul. Se rupe, pe este normal. Da, deci e foarte mai are vitalitate, mortizează, ce a spus Luminița. Și atunci, pentru că noi ne facem lucrurile astea și mai sunt și efectele din jur. A, să nu uităm, soarele poluarea, solare, totul. Poluarea, ne expunem părul, nu purtăm pălării, nu stăm sub umbrelă, ne place să ne bronzăm, dar noi nu ne dăm seama că toată pielea este afectată, dar inclusiv scalpul și inclusiv părul. Deci ne ardem, ni se usucă părul din lucrurile pe care le facem de zi cu zi și o le facem inconștient. Și atunci, te întreb pe tine, Ansar, tu, ok, la tine venim la clinică în momentul în care avem o afecțiune deja, da? Deci ne cade părul, ajungem, dar n-ajungem uneori prea târziu? Ce putem să facem ca să prevenim? Adică ce putem să facem să nu ajungem până în momentul ăla în care spunem nu mai am ce să mai fac? Alegem vopsea corect, hairstyle, cum am discutat, trebuie să găsim persoana. Da, nu mergem mai și la clinici să ne întreținem părul? Bineînțeles. Aici e altceva. Până ajungi acolo, trebuie să alegi anumite lucruri. Exact. Dacă stilul nostru de viață, că să sunt okay. Și persoanele care vine, nu neapărat că are problemă. Așa. La noi în clinică intră în jur de 60-70 de persoane pe zi. Wow. Sunt și bărbați, sunt și femei care vine, stă pentru îngrijire, nu neapărat că are o problemă. Și ce fac pentru? Adică ce au vin la tine și zic eu vreau să mă îngrijesc părul, da? Exemplu, această ce nevoie au? Da. Un secret care pot să vă spun. Poate să folosească cum spălăm noi dinții, zi de zi. Exact. Aha. Lucrul acesta, dacă are probleme, nu are probleme, poate să folosească două ori pe săptămână. Activează circulația sângelui la nivelul scalpului. Caderea e și din cauza circulație, cam nu e cum trebuie. Okay. Asta ajută, mai ales cu oamenii mai înalt. Nu prea se circulă sângele destul. Atunci, cu aceasta ajuți să aibă de unde se hrănească rădăcinile. Nu face nimic decât ajută... Să știi că eu simt după asta cald. Simt că da, e normal, că circulă sângele. Deci simt că efectiv că circulă sângele. Calota. Ca să nu ajungi să ai o problemă neapărat, nu trebuie să folosești spray-uri un alt. Singurul lucru asta, cam 20% pot să-i spun că ajută la păr. Mult. E un secret care foarte multă lume nu știu. Eu vă spun ca să... Poate să folosească un dermarol două ori pe săptămână, pentru binele lor. Atât. Ok. Deci asta să ne facem un masaj. Analizele este foarte important. Chiar astăzi am avut o discuție cu cineva. Avea niște areată, o cadere pe partea această barba. Și am pus câteva întrebare. Am zis, când ai făcut analizele? A zis că acum 4 ani, 5 ani. Niciun caz. Neapărat pentru binele nostru trebuie să mergem anual să facem analizele. În analizele aceasta se aflam dacă avem
lipsă de fier, de zinc. Deci sunt o grămadă de chestii. Exemplu, la doamnele, partea hormonală, pe partea tiroidă. Lucrurile acestea, adică trebuie să știm. Dar persoana care vine și la clinică, care nu au fost 2 ani, 3 ani de zile analize, nu e ok. Normal. De la o analiză mic, care îi spunem noi anual, deja aproximativ se observă. Dacă ai vreo problemă, n-ai vreo problemă sau dacă urmează, vine o problemă, dai seama din analizele acestea. Contează asta. A, deci poți să-ți dai seama la o persoană dacă în viitor e predispus la căderea părului? Da. Prin analizele acelea care vezi, rezultatul analizelor, dai seama că o să aibă problema aceasta. Oricum, prin analizele acelea, deja doctorii dă seama. De-aia și spune, ai, exemplu, colesterolul mărit, trebuie să ai grijă. Sau ai lipse, anemie, trebuie să începi să iei anumite lucruri. Exact. Ca să ridici. Deci, da, deci de fapt trebuie să reglezi metabolismul. Despre asta este vorba, nu? Luminița, cred că și tu aplici cam același lucru, mai ales când faci fitness, nu? Eu adică totuși corpul ajunge la un stres prin mișcare. Eu nu aș fi pățit acum dacă nu mi s-a fi întâmplat această nenorocire, că efectiv m-a prăbușit. Asta mi s-a întâmplat și așa am ajuns la domnul Ensar. Dar eu sunt pentru o viață naturală, pentru mișcare, pentru alimentație echilibrată. Efectiv, mișcarea înseamnă viață. Așa cum, uite, când dau cu ăsta, simt că se încălzește pielea capului și circulă sângele, așa trebuie să se întâmple în tot corpul nostru. Ori sedentarismul, statul la computer, orenșir, statul în fața unui ecran, orenșir, statul la masă, orenșir, alimentația pe care o avem, astea toate contribuie la un dezechilibru masiv. Și te trezești că te duci la doctor când te prăbuși tot organismul și nu știi de unde să o iei și ce să repar mai întâi. Da, corect. Deci ca să nu ajungi acolo, trebuie să schimbi stilul de viață, clar. Da, dar știi cum sună asta? Ca un stres. Ba, nu e stres. Pentru că ca să-ți schimbi stilul de viață. Uite, fii atent. Așa. Da? Că mă dau pe mine ca exemplu, că nu sunt, adică nu sunt un model de urmat din punctul ăsta de vedere. Bine că recunoști. Recunosc. Eu când eram mică am făcut un soi de sport de semi-performanță, am făcut atletism, am făcut înot, am făcut tot ce trebuia din punctul ăsta de vedere. Pe urma, școala a devenit foarte complicată și, bineînțeles, m-am pus cu burta pe carte, treapta întâia, treapta a doua, facultate, na. Am uitat de sport, că nu aveam timp pentru el, sau poate ziceam eu că n-am timp pentru el, știi? După care a urmat perioada de modeling, m-am cățărat pe tocuri de 10-12 cm și mi-am supra-solicitat tot corpul, mai ales coloana vertebrală. Coloana, fiind și înaltă. Deci tocurile exagerate, coloana vertebrală și ovarele. Exact. Au de suferit. Tocmai. Da. Părul la fel, îl coafam în toate felurile și îl vopseam în toate culorile pentru că eu mergeam după modă, normal. Și iată-mă la vârsta, o femeie la vârsta de 52 de ani, deja cu o operație de hernie de disc, făcută acum 7 luni, cu tot felul de probleme, monturi, eu știu ce, pe la picioare, că de la pantofi erau tot timpul strâmți, frumoși, dar foarte incomozi. Și cu părul, de exemplu, am avut și o perioadă în care îmi cădea părul, dar într-adevăr m-am dus la dermatolog, m-am dus la doctori, eu nu m-am dus pe internet, m-am dus la doctori, care mi-au dat tot felul de tratamente, soluții cu care masam scalpul și într-adevăr am văzut o ameliorare. Și foarte important, acum, puteți să mă urmăriți aici, chiar sunt un model, nu merg tot timpul la cele mai bune saloane de coafură și folosesc chiar și acasă produse tratamente de bună profesionale. Da. Șampoanele și măștile și uleiurile care hidratează firul de păr. Deci eu până acum nu am avut probleme ca să ajung la... Dar am o grămadă de prieteni, femei și bărbați, care își doresc să facă genul acesta de implant de păr, tratament cu laser. Și o să te întreb, Ensar, pe tine, care crezi că este cel mai eficient? Cât durează un astfel de tratament? Cât de dureros este? Cât costă? Nu este dureros. Deci nu e dureros? Dor injecțiile alea, de cam dor. Păi vezi? Ca să spun că doctorii s-a dădea o bilă de cauciuc, o strâng. Îmi dădea cu un spray care puțin amorța și rece și ca să nu simt exact în bani. Dar după aia mă obișnuisem. Și când am văzut că nu mai cade deloc părul, wow, nu se poate, nu e adevărat. Iar tratamentul cu laser, absolut nimic nu simți, este foarte bine. Crede-mă, nu mint,
Eu nu vând gogoși și nu vrăjeli. Bă, am avut rezultate. Acum nu știu ce se întâmplă în timp, că am întrebat asta, și eu. Păi asta vreau să știu. Cât așa. Are... Eu deja, acum în august, se fac 6 luni de tratament. Da? Ok. Și mi s-a spus că la un moment dat rărim și facem întreținere la un interval de, în funcție de rezultatul pe care îl avem. La un interval de, ți se face o poză, m-au pozat inițial când am venit, okay. Care este situația cu rădăcina. Dar cum îți cădea părul? Cădea peste tot? Știi cum cădea? Nu, cădea uite așa. Zone. Când făceam așa, era smoc. A, am înțeles, ok. Când mă pieptănam, păi pieptănam, brusc. Am avut așa o cădere, nu are rost să spun, într-adevăr a fost. Și vreau să-ți mai spun ceva care nu are neapărat legătură, dar vreau să spun că cu această nenorocire care s-a întâmplat, mi-am dat seama că sunt înconjurată de oameni extraordinari. În seara când s-a întâmplat nenorocirea, eu am trimis un mesaj la fete, fetelor, mâine nu lucrăm, că a murit Cătălin. Toate fetele iubeau pe domn profesor, care avea grijă de clubul nostru, care avea grijă ca fetelor să nu le lipsească nimic. Era foarte drăguț, genul de gentleman desăvârșit. Au fost șocate. Eu nu știu ce s-a întâmplat în seara aia. Știu atâta că m-am trezit cu toate acasă la mine. A, toate au venit. Mă, toate. Eu eram paralizată. Adina a dat telefon. L-am pus pe funebre. Puri s-au ocupat. Deci ele s-au agitat și m-au ajutat. Foarte bine. Eu, momentele alea, efectiv, nu știu ce să fac. Erai în șoc. Eram în șoc. Dacă mă întreb 2 săptămâni ce am făcut, nu știu să spun timp de 2 săptămâni ce am făcut. Și la un moment dat a început să-mi cadă brusc și am zis Adinei, Adina m-a îndrumat într-un loc în care întâi am stat de vorbă, am zâmbit, am vorbit de toate, păi am povestit. Păi un doctor oricum trebuie să fie și un bun psiholog. Exact. Nu? Exact. Eu asta adică zic. Nu mai, adică hai cu coana, ia să te văd. Nu vine un om, tu îi faci o rețetă, un tratament nu și... Nu, rece că mă speria și plecam. Nu, dar trebuie să afli, da, eu cred că vorbă, trebuie să-i afli istoricul zâmbit, omului, am nu? Povestit. Și după aceea, haide să facem o fotografie, a văzut care este situația, a inițiat tratamentul, eu am fost cu minte, m-am ținut de tratament, pentru că nu am avut altă soluție. Și asta e important. Și am avut încredere că să ne ținem de tratament. Extraordinar de mult să ai empatie și să ai... Să vibrezi cu medicul respectiv, știi? Că altfel, dacă nu ai încredere, nu îți iese. Știi cum zic? Și un chirurg care operează, dacă pacientul are încredere în chirurg și chirurgul știe meseria și face treaba, iese rezultatul bun. Contează foarte mult. Nu contează energia asta cu care mai ales că eu eram foarte, foarte stresată și foarte, nu pot să zic depresie, dintr-o stare foarte nasoală. Și am găsit aici oameni drăguți, oameni care zâmbesc. Am început să învăț și eu cuvinte în limba turcă, chiar îmi place și mă uit la seriale. Serios vorbesc. Deci ți-au schimbat inclusiv percepția asupra nației în sine. Mă întreabă, doriți o cafea? Adică mă duc acolo, este un living frumos, nici nu știi că ești într-o clinică. Despre servicii de calitate. Serios vorbesc, adică te simți măgulit. Te simți important eu, acolo. Sincer, eu vreau să aflu în ce constă tratamentul cu laser. Okay. Pentru că ea tot spune tratament cu laser, dar eu o și văd așa cu o cască și cu niște laser. Domnul Ensar, că știe foarte așa. Ce înseamnă? Tratamentul acesta laser, noi în Anglia facem de 10 ani de zile. Okay. Asta trebuie să știe lumea. Nu este o chestie de ieri, alaltă ieri. Bun. După Anglia, noi am început să facem în Turcia. Avem 3 locuri spitale care folosim tratamentul și acolo. La ora actuală avem și în Danimarca, Italia și România. Super. Noi când am făcut clinică, am făcut pentru noi mai mult, ca să ajută băieții care trimitem implant de păr, întoarce, punem la laser ca să întărească mai bine, se reface după implant mai ok, dar între timp am început să primesc și doamnele discuție cu doctori din Turcia, Anglia. Am văzut și la ei că pune la doamnele, am chemat, au făcut câteva persoane. În momentul ăla am primit niște doamnă care avea probleme grav, areata. Exemplu, caderea la doamnele și la domnii, cum am zis și adineauri cu doamna aceea, de la un șoc. Dânsa a avut o supărare, au căzut, bine că nu au căzut parțial, adică într-o dată oamenii trebuie goluri, parțial sau cu mai multe goluri.
Da. Noi cu tratamentul acesta ajutăm și pe partea aceasta. Avem doamnele care vine din, o doamnă care a venit din Galați, o domnișoară de 14 ani din Suceava. A, deci nu contează vârsta aici. Nu contează. Nu e, avem mă gândeam și copii, la maturitatea firului de păr sau că trebuie aici pentru laser. Vreau, știi? Aici mai vreau să ating și o chestie subiect scurt și după aia întorc iar la tratament. Vreau să vă spun familiile să aibă mare grijă cu copiii. Okay. Să nu facă între ei, diferența nu face ei, dar nu știu să aleg cuvântul exact. Poate aibă grijă mai mult un copil și cealaltă copilul simte că nu mai iubește sau nu mai simte. Așa, asta poate cădea într-o depresie și, are, și afectează da. Prin... Noi primim, ăsta-i semnul, că îi cade părul. Sau... Vine copii, vine copii, cred că avem 3-4 copii, 9 ani, 10 ani, 12 wow. ani, da, au probleme mari. Deja. Asta e și din cauza geloziei, să zic. La partea asta trebuie să aibă familiile atent. Întorc iar la tratamentul. Tratamentul acesta, noi în jur de 6 luni de zile facem. În 6 luni de zile... E ceva. Da, de-aia și am deschis și în Cluj, ca să fie și zona acolo, din Timișoara, Banat, zonele acolo de Transilvania, ca să meargă și acolo. În 6 luni de zile, depinde de cazuri, noi invităm minim o dată pe lună, poate două ori pe lună. Dacă este și în București, noi invităm două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână. Deci nu ne afectează niciun fel faptul că ne supunem scalpul atâta la laser? Nu. Că eu nu. Chiar mă gândeam, zic, totuși nu agresează acolo zona? Actual, nu trebuie să lăsăm să se facă o cicatrice sau să... Nici nu arde, nu se întâmplă. Deci nu. Ok. Bun. Păi eu și eu am trecut, că știu că lumea se uită la noi și nu asta inițial. Laserul se folosește la ora actuală la orice, nu acești da. Laser. Nu, normal. Și un tratament facial și epilare și solar, o grămadă de chestii care deja se folosește și orice operație deja se folosește laserul. Absolut. Nu există reacție adversă lucrul acesta. Ok. Tratamentul durează în jur de 6 luni de zile, minim. Două ori am zis. O dată pe lună, două ori pe lună. Okay. Trebuie să vine, să stea 20 de minute, 40 de minute. Noi, cum am spus, avem un dermarolog care facem tratamentul, începem tratamentul cu aceasta, se deschidem porii, ajutăm ca să fie circulație mai bine. După aceasta punem la laser 20 de minute, cum am zis, sau 40. Okay. După aia dăm o soluție special care facem în farmacie. Depinde de persoanele ce problemă are. Nu există adineauri, cum am zis. Este o soluție gata. Ia soluția aceasta. E soluția magică pentru toată lumea. Nu există așa ceva. Noi care dăm comanda la farmacie, se face. Se face personalizat. Exact. Pe... Și după aceasta începe să folosește. După 6 luni de zile, dacă au... Oricum, oamenii când vede că deja au început să crească, e fericită. Dacă îi spun că domnul nu mai veniți sau doamnă nu mai veniți, ei tot vine. După 6 luni de zile, încă 3 luni de zile, eu îți spun, puteți să mai veniți o dată pe lună, două ori pe lună, ca să nu lăsați tratamentul brusc. Lângă laserul aceasta, opțional, nu punem obligat, mezoterapie, cum au spus dânsa că a dorit puțin, depinde de și persoană. Sunt și persoana care nu simte, sunt și persoana este mai sensibilă. Da, depinde de gradul de toleranță. Lângă aceasta de mezoterapie mai punem și PRP-ul. Dar și tot depinde de cazuri. Recomandăm noi, medicii sau eu, spunem, mai bine să faceți și asta. Laserul obligat 6 luni, mezoterapie PRP este opțional o dată pe lună. Dar când știm noi că avem probleme reale cu căderea părului? Că noi știm că e normal părul să cadă, nu? Deci fire, orice, iată, 100 de fire. Orice persoană când? Care pune mână deja așa? Simte că are probleme. Orice doamnă, dacă pune fiecare zi, aranjează părul și la un moment dat simte că nu mai e. Nu mai e ce e. Îți dai seama, atunci n-ai cum. Dă și când te pierzi, când vezi părul, pieptenul plin de păr, peria plină, clar că este o problemă, da? Să știți că și de la COVID am avut foarte multe persoane. Ia auzi. Din cauza medicamentele, din cauza stresul care au făcut. Da, cauza, deci, am stat în casă, am fost blocați, am pierdut poate jobul. Exact. Noi am primit persoane care au căzut zona aceasta sau cădea 200-300 de fire pe zi. Wow. Dar în două luni de zile noi am oprit cadere și de la două luni de zile au început să crească. Deci primul pas, să spun din proprie experiență, se oprește căderea părului. Primul pas. Primul pas. Ok. Nu mai cade.
bun, până aici e bine. Da. Și mă gândeam, bă, rămân doar cu ăsta, ok, măcar nu mai îl am pe ăsta. Și a început să crească. Și când îmi prindeam eu părul la sală, îmi ieșeau căriciu. Antenuțele. A început să crească din ce în ce mai mult și am putut să-l ordonez. Și încă mai... Eu n-am avut așa o podabă capilară foarte puternică, că nu sunt foarte păroasă. Acum a început să se regenereze și să fie aproape de... aproape de cum era înainte. Aproape, mai în puțin. Fiindcă sunt încă fire mici, care încă n-au crescut, știi? Am înțeles. Și le văd, mai ales când prin părul sus iese pe aici, tot timpul ies, știi? Tot timpul. Mă, eu mă bucur. Ești femeie sunt ca un arici, dar zic, bă, un arici, care e mai sănătoasă dat, până la urmă. Asta e important, acele... că părul tău e sănătos, da, se regenerează. Da, se regenerează. Dar încet, tratamentul încet. Ăsta cu laser, am înțeles, până la urmă este vorba, îl facem atunci când vrem să oprim căderea părului. Exact, să întărim, și vrem să întărim volum. Așa, și să se regenereze, da? Exact. Dar ce se întâmplă dacă trecem de faza asta și venim, chiar venim cu părul a căzut și nu mai crește, doamnele ce nu, se întâmplă? Doamnele niciodată asta nu o să vine ca mine. Asta sunt nu, o da? Cădere deci asta de e ceva, barbatez. La primul lucru când mai am mult. Venit la domnul Sar, l-am întrebat, da, dumneavoastră, de ce n-aveți păr? Pentru că sunt bărbat și la mine e diferit. Și m-a explicat de factorul genetic, că așa. La bărbați e o chestie cu factorul genetic. Mai este și problema hormonală, care și la femei. De asta, după 50 de ani, când femeile intră la menopauză, producția de estrogen scade, da. colagen, multe. Și se pierde din podaba capilară, părul devine mai subțire și începe să cadă. Dacă mai vine și un stres, adio Mario! Da. Iar la bărbați este o chestie de, cred că este excesul de hormon masculin care duce la, și mai este și factorul genetic. La deci, bărbați este altă... La revenim altă. La bărbați puțin, ca să știe și da, lumea. Sunt normal, convins chiar că foarte multe persoane pune întrebarea, dar omul vorbește de păr, dar nu are păr. Eu, când am dus Mihai Trastariu 2012 la implant de păr, atunci am primit foarte multă întrebare asta. Dar domnul aceea de ce nu face implant? Vă spun și acum, ca să știți, nu merge implant de păr la oricine. Aha. Cine are aproape 60% de jei căzut, nu, mai are nu poți să acoperi cu da. 40% cu 60%. Și plus, pe donatorul este foarte important. Implant de păr seamnă, ia din zona aceasta grefturile, implantează aici. Dacă nu ai destul de păr aici, ce se implantează? Cu ce se acoperi? Cu nimic. Cine e ca mine spun de acum, să nu dați bani stingă-dreaptă, o să aveți o dezamăgire mare toate viața. Dar eu am nu o întrebare, faceți domnule implant sar. Cum sunteți, dacă sunteți ca mine. Dar dacă aveți o cădere, gen cât e mâna mea, pe zona aceasta, așa. Sau aveți o cădere zona aceasta, zona aceasta, dacă sau... aveți un păr foarte desparte spate, putem să facem. Mai am sunt întrebare. Bărbații care au așa aici. Merge. Asta e așa. Conformația. Merge, fără probleme. Da, merge. Domnule da. Sar. Dar știi că nu și eu am vrut să-l întreb. Vă spun imediat. Să ia de la barbă. Acolo e că mult de asta zic. Foarte rar. Nu e ca păr. Dacă a. scoatem de aici mai mult, rămână semne. A. Noi acum am început păi să implantăm. Rămână semne. Rămână semne. Și zona aceasta dacă unde luăm grefturile, este foarte des. Noi luăm decât 20-30%. Da, ca să nu, ca să nu golim, ca să nu se vede semne. Adică unde intrăm cu robotul, scoatem grefturile, o mică incizie rămâne acolo. Dar dacă se uite cineva atent, se vede. De aici putem să scoatem maxim 500 de greft. Aici scoatem, nu din zona aceasta. Da, de, da, aici, da, acolo de aici 500 de grefturi. Plus din partea 2.000, 3.000, maxim 4.000 de grefturi scoatem. Cum sunt eu? Eu am nevoie minim 8.000, 9.000 de greft. Mai bine... Și nu am de unde da. Să scot 8.000, 9.000 de greft da. Să acoper. Asta e problema. Deci e bine că se vorbește deschis despre lucrurile astea, pentru că realmente cunosc bărbați care sunt disperați să meargă. Eu mă duc în Turcia, eu mă duc la clinicile din Turcia, că acolo oamenii ia fac minuni. Stați puțin că nu e chiar așa. Uite, deci nu adică toți suntem făcuți știi... din același aluat, da. Nu toți suntem, avem norocul să putem să facem un implant de păr sau uite o terapie cu... Bine, terapia cu laser, da, asta clar. Terapia laser la bărbat nu scoate din zero, ca să ne înțelegem.
La femeile, căderea este altfel. Încă rădăcinele este. Noi când începem să lucrăm, pufurile încet, încet apar. Yes. Dar la bărbat, cum este planta din pământ? Nu există rădăcini aici ca să începe să crească. Așa că n-ai. Dacă există pufuri, noi cu tratamentul acesta, pufurile aceia aducem la un nivel păr. Okay. Dar dacă e căzut, degeaba. La revedere. Deci degeaba, tratamentul cu laser nu, la bărbați... Nu ajută. Îmi pare foarte rău. Și la bărbat, la fel. Au rărit, exemplu, copiii, 19 ani, ultima vreme lucrul ăsta am văzut. Eu la 26-27 de ani am ajuns cum sunt acum. Uh-huh. Acum văd copii care au fost acum două zile, 19-20 de ani ca mine. E prea devreme, dar de ce, de unde? Hai să le spunem multe ce trebuie chestii. Să facă, ce se întâmplă. Ceea ce folosim, afară de această mâncare, da. Ce mâncam, neatent, multe chestii, geluri care folosim. Sunt multe chestii. Da, sunt mai ales dacă este și din partea mama, unchii, bunici, din partea tata, genetic. Aha. Deja se adună și lucrurile acestea. Deci din partea mamei. S-a dus și tata. Și tata. Ambi. Eu, exemplu, pe partea asta sunt chiar norocos, zic, dar nu e. Și din partea mama și din partea tata, toți suntem așa. Eu la 20 de ani deja am zis, când mă uitam la ei, zic, n-am ce să fac. Norocul cel mare e că se poartă. Acum se poartă chiar cei care au păr serat, că e cool. Da, e cool. Adevărul e că, uite, moda uneori e bună din punctul ăsta de vedere. La bărbați e bună, la femei niciodată nu o să fie bună așa ceva. Da, așa e. Bărbații pot fi eleganți, sexy chiar, așa cu așa zisa calviție, știi? Chiar cei care au păr serat, că e mai mișto fără, știi? Da, dar dacă stăm să ne gândim și Sinéad O'Connor... Mulțumesc. Bine, mulțumesc. Demi Moore în filmul acela când a fost rolul de soldat. Da, excepția întărește regula, știi cum e. Da, știu, într-adevăr, femeile sunt foarte mândre de podoaba capilară și vor să aibă părul sănătos. Dar e adevărat că și facem greșeli din, uite, necunoștință de cauză. Din faptul că ni se pare că ok, genetic stăm bine, că nu ni se poate întâmpla nouă, cine știe ce. Dar timpul își spune cuvântul, vârsta, iată mediul ăsta toxic în care trăim, alimentația pe care vrem, nu vrem, asta e, trebuie să recunoaștem. Nu mai există alimentele alea de pe timpurile noastre. Și el stresul, defavoarea... exact. Suntem într-adevăr într-o societate, trăim într-o societate foarte stresantă, care ne împinge spre depresie, pentru că avem cazuri, vorba aia, un fenomen a luat amploare. Depresia, iată, căderea părului, obezitatea, suntem pe și primele aici, locuri la obezitate infantilă, apropo de ceea ce mâncăm, că vorba aia, avem fast food-uri. Eu am văzut foarte mulți copii grași. Când eram eu mică, nu exista așa ceva. Un copil gras era ceva. Copii grași și te uiți, mama grasă, tata grasă. Este clar că obiceiurile din familie și toți ce făceau? Își luau niște șaormi, niște cartofi, prăjituri, toată lumea mânca exact ce nu trebuia să mănânce. Dacă ești cu minte, te duce mama acolo. Da, ți ia mama înghețată, ți ia mama... Exact. Greșit. Corect, așa e. Dacă ești cu minte, îți face mama acasă o prăjiturică, îți face mama acasă o mâncărică, dar mama nu mai are timp. Și atunci ce face? Îl duce pe la micul, la un fast food, îl umflă și îi vezi. Deja când au colăcel, este sindromul metabolic, este clar boală metabolică. Copilașii cu burtică și cu șunci pe aici sunt viitorii obezi. Da. Și odată instalată obezitatea, este foarte greu de vindecat. Se vindecă, apropo de clinica Ensar-Duman, diabetul tip 2, care este un diabet care până în momentul acesta era incurabil și omul ăla trebuia să facă injecții toată viața lui. Există o metodă acum în Turcia, apropo de boli metabolice, că și diabetul este o boală metabolică, da? Care se poate vindeca definitiv printr-o intervenție de care domnul Sarko interpoziție ileal, se numește. Exact. Deci nu se umple la pancreas, că oamenii nu se zic, bă, de frică că umple. Nu umple la pancreas. Domnul Sarko poate explica despre ce este vorba. Apropo de sedentarism, de mâncat un exces, mâncatul greșit, de și toate astea bolile metabolice. Și toate aceste boli metabolice duc inclusiv la căderea absolut părului. La toate au repercusiuni asupra organismului în totalitate. Eu am văzut inclusiv persoane care și-au făcut operații, mă rog, de slăbit, da, de exemplu, cu reducția de stomac, cu mai știu eu ce, balon gastric balonul gastric și din cauza asta
a dus la căderea părului, de exemplu. Exact, da? Pentru că lipsește organismul de substanțele. Aha, anemie, exact. Fier, zinc, vitamine, da. D, deci nu supunem tiroidă, corpul, adică sunt multe chestii. E un stres chestii, foarte mare drastice în care intră corpul în momentul ăsta. Mm-hmm. Cel mai bine e să slăbești foarte încet, treptat, cu mișcare și cu alimentație cât mai aproape de natural. Aha. Și nu te grăbi să slăbești brusc, că asta este un stres foarte mare pentru organism. Ci încet, dacă tu slăbești un kilogram pe lună, e foarte bine. Nu mai mult. Încet, încet. Și cu mișcare, adică să stimulezi arderile, să crească metabolismul, să-l stimulezi prin mișcare. Că dacă tu stai pe scaun, stai stomacul, eu am la mine la sală cazuri de persoane care și-au tăiat 3/4 din stomac, da? Da. Au slăbit brusc, da. Bineînțeles că organismul a avut de suferit nemai hrănindu-se, da? Normal. Și acum sunt din nou la fel de grase. Au. Deși au tăiat 3/4 din stomac. Și din câte știu eu, nici nu prea poți să faci operația asta tot timpul. Nu. Nu. Aici nu. E o chestie... Pentru că nu mănâncă, și... mănâncă câte puțin, că nu-i dă voi, dar mănâncă tot timpul, da. Și mănâncă ce nu trebuie. Da. Și operația, adică și trebuie operația. Să alegem și doctorul. Da. Greșeala este, da, și partea aceasta, cât e pacient, mai mult și de medic, dacă nu faci operație cum trebuie, există riscuri, da, după un an. Uite, ai slăbit un an și jumate, și după zis... începi să slăbești din nou. Să te îngrași, aici, să te îngrași, da. E o operație de micșorare, da, stomac, adică vorbim care se schimbă metabolismul, care se schimbă toată viața ta. Trebuie, da, să alegi un loc corect. Corect. Nu cum cauți, îl alegi? Nu cauți ieftineala, vrei să schimbă, da, viața, nu merge. Da. Atunci, ai, hai risc, că asta e cel mai ușor lucru care ai început să îngrași. Mai sunt și multe probleme în spate. Noi vorbim acum despre, am intrat pe subiectul cum să slăbim, dar așa cum am spus, și slăbitul ăsta a făcut aiurea, da? Nu. Drastic, crash, da? Duce la căderea părului, duce la uscarea pielii, duce la alte afecțiuni de, corect, care nici măcar nu aveți habar. Uite, de exemplu, pot să-ți dau un exemplu. Voiam să te întreb, da, antrenor, dă-te exemplu, dar apoi vreau să întreb de fasting, sportiv, de, știi, da, regimul ăla. Cu 16 ore interfasting, dacă așa, e bun. Sunt instructori care își iau, mă rog, un pacient, ca să zic așa, gras, obez, da, și îl pune. Aleargă 100 de trepte sus, jos, da, greșit. Greșit. Du-te și trage de fiecare, greșit. Uh-huh. De ce? Pentru că omul ăla îi afectează cordul, inima, tot, da. Îi afectează încheieturile, da, toate articulațiile au de suferit. Nu e bine. Și îl și stresează. În afară de stres, nu e totul să transpiri. Ei n-au înțeles un lucru. Nu este totul să transpiri, ci să stimulezi metabolismul, să crească metabolismul. Dar nu stresând în halul ăsta. Nu-l pune pe la sală de 100 de trepte. Alergă azi, alergă mâine, face un infart. Sau nu mai sau vine, îți spun eu, genunchi, că e atât de stresat încă nu îi place ușor, și nu mai vine. Du-l întâi la Pilates. Treptată. Chestia asta, nu te grăbi. Mai vin și la mine și spun... profa, eu vreau într-o lună de zile să slăbesc 20 de kilograme. Ce părere ai? Că ești nebun. Zic, tu vino și o să spun pe măsură ce lucrez, ce părere am. Și a zis, dacă vrei 20 de kilograme, nu mai faci chestiile astea din viața ta, nu te grăbi și după 3-4 ani stăm de vorbă. În care tu trebuie să vii permanent, da, să, da, schimbi stilul de viață. Luminița, omul nu are răbdare. În sat tu trebuie să știi asta. De-aia și venim la, uite, eu, de exemplu, clinici. Noi vrem totul repede. Ascultă-mă, eu vreau păr pe greșit, noapte. Eu vreau sâni, eu vreau buze. Uite, vreau... și eu am vrut să nu mai încadă părul repede. Păi vezi. Și să-mi crească repede. Păi vezi. Și mi-a zis, trebuie să faci 6 luni. Cum? Păi... 6 luni? Exact, da. Băi, n-ai cum repede, înțelegi? Uite, eu fac de 2 ori pe an cât un cantonament mare și de 2 ori pe an cât un semicantonament cu doamnele de toate vârstele, așa, de toate dimensiunile, de toate profesiile, și femei obișnuite și vedete și așa. În acest cantonament se face mișcare, se face gimnastică, se face un pic de alergare, se face aqua gym și se mănâncă cât mai natural, cu putință. Deci o detoxifiere a organismului. Deci începi să scoți. Bă, eu de obicei mănânc chestia. Bă, asta o scot. Astăzi o scot. Săptămâna asta am terminat cu asta, da? Mai scot și din asta un pic, da?
dependența de zahăr. În Organizația Mondială a Sănătății, pe lista drogurilor, numărul 1 e zahărul. Zahăr. Care creează dependență. La emisiunea asta de cooking show, am văzut că îi pun zahăr până și în friptură, că potențează gustul. Da, până potențează, și în salată. El se ascunde peste tot. Da, da, acum țineți ideea puțin, că mi-a venit mie acum o întrebare. Așa. Apropo de alimente, da, sau de lucruri pe care putem să le mâncăm ca să crească părul, sau care sunt alea care pot duce la... căderea părului. Există cumva, deci în afară de fast food și snacks-uri, tot ce e toxic, asta știm, tot ce e chimic. Băi, este așa. Dar dacă vor oamenii tratamente naturiste... Ascultă-mă puțin, ce spun eu acum. Dacă vrei viață, trebuie să te hrănești cu viață. Okay. Dacă tu fotografiezi cu un aparat special mărul în pom, ai să vezi că el are un halo energetic. Îl rup din pom și îl fotografiezi pe săptămână. Mai are, mai puțin. Peste o lună nu mai are. Deci corpul tău, ca să facă din el energie, își consumă propria energie și se chinuie să... Dacă tu ai să mănânci numai junk food, procesate, care e mâncare cu grăsimi moartă, trans, da, cu excesul de carne, da, da, corpul tău nu mai are vitamine, săruri minerale, altfel de proteine și are de suferit. Deci trebuie să schimbi total stilul de alimentație. Am înțeles. Alimentația, dacă e corect... Și pe partea, uite, bunicii noștri, de exemplu. Eu asta vreau să știu, dacă știți un remediu de ăsta sau o plantă care face minuni pentru există păr. Nu există minune pentru păr. E, este așa. Minunea generală, care minunea curăță generală. Corpul de toxine. De și fapt, e toată planeta asta, toată natura ne poate hrăni, exact. Nu? Dacă știm să ne hrănim, da, măi, da. Din natură ne extragem exact. Totul. După care vine știința, da, corect. Medicina... care, iată, e surprinzător cât de repede avansăm în domeniul ăsta cu tot felul de tratamente și cu tot felul de terapii care mai de care minim invazive, că presupun că tratamentul ăsta cu laser e minim invaziv. Corect. Nu este invaziv. Nu este invaziv. Nu este. Eu zic că poate cine la știe nivelul puțin scalp, așa. Deschide un pic polia, da. Activează circulația sângele și acea fel că substanțele pe care tu le dai după aceea, ele intră rapid și hrănesc rapid. Pe când așa, poate că intră, dar mai puțin. Da. Și atunci asta deci... grăbește un pic ca rezultatele să apară. Eu ți-o spun din proprie experiență, eu care nu cred în vrăjeli. Dar voi acum, tu care ai făcut lucrul ăsta și tu care promovezi tratamentul cu laser pentru căderea părului, îmi spuneți acum că orice persoană poate să facă lucrul acesta, chiar doar pentru sănătatea părului, da? Să-l regenereze, să-l reîmprospăteze. Da? E corect? Corect, deci nu trebuie aceasta. Neapărat să ne cadă părul ca să facem un tratament nu cu laser. Nu neapărat trebuie corect? Să aibă cineva probleme, poate să vină pentru îngrijire. Pentru îngrijire, pentru ca sănătatea, aibă, exact, regenerarea firului de păr. Corect. Și încă o întrebare, că iată cum a trecut emisiunea, uite așa, deci a trecut o oră, nici nu știu când. Și când avem să... atâtea de vorbit, stai. Da, o să mai veniți aici, de ce nu? Vorbim pe toate subiectele, că mi se pare foarte important. Informația asta este informația directă, de la sursă directă, da? Deci nu intrăm și căutăm noi disperați, ci o aveți aici e pe caldă. Bune, e pe este bune, pe bune. Da? Orice femeie poate să facă tratamentul ăsta, de exemplu cele care alăptează, cele care sunt însărcinate. Nu. Aha. Nu. Deci nu chiar toate, nu chiar. Aceasta da. Asta da, păi cum normal, am zis, asta, secretul. Da, la urmă, aceasta e secretul. Da. Da. Dar restul, vitamine și una alta, medicul. O să decide am înțeles, ce carențe sunt în corp. Fără probleme? Ok. Poate să folosească? Da. Da. Spray-uri și asta? Nu. Nu. Mm-hmm. Nu. Și nici dar tratamentul cu laser? Nu. Nu. Două lucruri okay. aceasta. Dar am avut pacienți, după chemoterapie și asta, după 4 ani de zile, am început să facem tratamentul, asta trebuie să știți. Pe bune, deci inclusiv cei da. După chimioterapie? Exact. Wow, incredibil. Asta deci, soluțiile aceasta care folosim, șampanul, dermarolerul, laserul, ajută uh-huh. și pe partea aceasta. Și pe partea dar asta. Pericolul nu e spray-ul care folosești laserul la doamnele, dar totuși este parele 50-50. Uh-huh. Și nu vreau să intru în risc, okay. de-aia zic, bine că ai copilul spus este cel mai important, absolut. Valoros lucru și mama la fel, de-aia și 5 luni de zile, oricum Dumnezeu dă un vitamin, dă o putere... Crește și părul, în primul doamnele, rând, în timpul sarcinii, mai bine timpul părul sarcinii. Nu mai cade. Am observat asta. Pentru că am zis, adică e o chestie de la Dumnezeu născut, care dă o putere. La dar după, eu, după ce am născut natural, după, mi-a căzut părul exact. Și dinții la fel. Simțeam exact. Dinții, erau parcă în schimb, se în timpul sarcinii se regenerează părul, a fost pentru că tot, din, tot corpul...
se regenerează pentru viața care pentru va viață. Veni. Dar pe urmă după aceea intră în declin. După aceea, atunci corpul. Trebuie mare atenție. Deci, iată, după ce nașteți, dacă intrați în această perioadă de, eu știu, declin, da, dar să ghilimele, nu fie perioada de alăptare, atenție. Nu, fără deci după perioada de alăptare, da. Am putea să facem genul ăsta de tratament, da. Anticăderea părului, de revenire, că, de revenire la normal. Totuși o sarcină epuizează organismul de multe substanțe, că toate pleacă la ale noua viață care vine, da? Clar. Da. Și uite așa. Deci iată, câte multe lucruri, câte mai avem de vorbit. Am vorbit, da, și s-a terminat prea repede. S-a terminat emisiunea, da, e doar o oră. Să știi că ar trebui să vorbesc cu producătorii, să facem așa mai de două ore. Da. Așteptăm comentariile voastre și dacă aveți subiecte pe care vreți să le discutăm în emisiune, vă rugăm frumos să ne contactați, că știți că noi răspundem imediat. Veniți cu subiecte, cu idei, cu problemele voastre și noi o să avem grijă să ținem cont de ele și să vă ajutăm, să vă facem, să ne facem viața mai frumoasă. Până data viitoare, să aveți o săptămână super și să vă bucurați de zilele astea frumoase, că încă este vară. Ce frumos! Vă pup!